Salut și bine ai venit la practica ta de yoga! Astăzi vom trece printr-o practică mai liniștită, mai introspectivă, atunci când simți că te-ai îndepărtat de tine, când te-ai îndepărtat de sinele tău. Oferă-ți aceste minute în care să intri cu ajutorul corpului în subconștientul tău și să aduci o respirație adâncă, să-ți oxigenezi fiecare țesut, ca la final să te simți refreshed și pregătit pentru noi provocări. Când ești pregătit, o să ne întindem pe spate. Aduci ușor genunchii la piept și ai să depărtezi genunchii la lățimea umerilor. Ai să lași genunchii să cadă în interiorul coatelor. Tragi ușor genunchii înspre tine. Dacă vrei, poți să îți prinzi degetele, să intersectezi degetele. Și aici îți aduci un mic balans, stânga-dreapta. Oferă-ți un inspir adânc și un expir adânc pe gură. Și te încurajez ca în această practică să-ți oferi cât mai multe momente în care să expiri adânc, cu sunet, un oftat adânc, ca să te cureți și la nivel energetic de orice energie de care nu mai ai nevoie. Relaxează fruntea, maxilarul, umerii, brațele. Și să îți prinzi genunchii cu ambele palme și împingi cu genunchii în față. Să simți că se depărtează umerii de și omoplații de podea. Fără să dai drumul la genunchi, împingi cu genunchii în față și simți acest stretching la nivelul umerilor și aduci genunchii la piept. Încă o dată la fel, împingi cu genunchii în față, depărtezi umerii de podea și aduci genunchii la piept. Și o să facem câteva ronduri cu genunchii, împingi în față, îi deschizi în lateral în direcție opusă, îi aduci la piept. Și continui. Mișcarea este lină, este amplă. Vezi cum te simți în șolduri în acest moment. Ține minte de acel oftat. Dacă apare o nevoie de expir adânc, folosește-te de el. Să-ți cureți șoldurile de energii stagnate și schimbi direcția. Și aduci genunchii la piept, îi îmbrățișezi și întinde piciorul stâng pe podea, lasă genunchiul drept la piept. Aici lasă genunchiul să cadă stânga-dreapta. Îl aduci înspre umărul drept și înspre umărul stâng. Drept, stâng, să-ți masezi șoldul drept. Lași umerii relaxați, respiră. Și să te oprești în mijloc, îți prinzi coapsa din spate cu ambele palme, intersectezi degetele brațelor și întinzi piciorul înspre cer, atât cât îți permite corpul, întinzi vârful, flexează talpa, întinde, flexează, întinde, flexează încă o dată, lasă umerii jos. Și ai să rămâi cu talpa flexată, simte stretching-ul în gambă și trage ușor piciorul spre tine. Poți să-l balancezi ușor, fără să forțezi. Continuă să rămâi conectat cu o respirație adâncă. Și o să intrăm într-un half happy baby. Ori îți prinzi exteriorul gleznei sau exteriorul tălpii și trage ușor de genunchi înspre podea. Palma stângă ori pe șoldul stâng, ori brațul pe podea. Oriunde ai fi, conectează-te cu acest stretching din șoldul drept. Încearcă să nu ridici prea mult șoldul stâng de pe podea. A
Lasă fruntea relaxată. Lasă abdomenul mișcat de respirația așa, te asigur că ai o respirație adâncă, că inviți oxigen în întreaga ta ființă. Și observă-te. Vezi ce se întâmplă în tine. Încearcă să rămâi prezent, dacă îți fug gândurile în altă parte, readu-le în momentul prezent. Încă o respirație adâncă aici. Și eliberezi piciorul, aduci din nou genunchiul la piept și facem schimb de picioare, îl întinzi pe dreptul și îl îndoi pe stâng. Și masăm șoldul stâng, trimis genunchiul spre umărul stâng, înspre dreptul, stângul, dreptul. La fel, folosește-te de expir să-ți cureți șoldul stâng de orice tensiune. Să te oprești în mijloc, intersectezi degetele brațelor în spatele coapsei, în bicepi, pe bicep și femural. Și întinzi piciorul stâng înspre cer. Flexezi talpa, întinzi vârful. Flexează, întinde și continuă. Vrei să rămâi cu talpa flexată și balansează puțin piciorul spre tine. Rămâi cu umerii relaxați. Te oprești și intri în Half Happy Baby. Ori îți prinzi exteriorul gleznei sau exteriorul tălpii. Trage ușor de genunchi în jos, palma dreaptă, ori pe șold, ori pe podea. Nu ridica șoldul drept prea mult de pe podea. Și asigură-te că respiri adânc din abdomen. Lasă umerii relaxați. Conectează-te cu această deschidere din șoldul stâng. Din nou, cazi cu atenția în tine. Lasă respirația să fie lungă, fluidă. Respirația adâncă. Și ușor aduci ambii genunchi la piept, îi îmbrățișezi. Din nou, masează puțin spatele, stânga, dreapta. O să intrăm într-un happy baby, o respirez exteriorul gleznelor sau exteriorul tălpilor, tragi ușor de genunchi în jos, tălpile îndreptate spre cer. Inspiră adânc pe nas, expiră pe gură, lasă abdomenul mișcat de respirație. Dacă vrei să aduci un mic balans, stânga-dreapta, o să-l aduci. Altfel rămâi într-un singur loc și rămâi cu atenția în prezent. Ușor eliberezi picioarele. Îți prinzi coapsele din spate și te balansezi ca să ajungi ușor înșezut, fără să te grăbești. Super! Aici ai să întinzi piciorul drept în fața ta, aduci genunchiul stâng la piept și deschizi genunchiul lateral, talpa stângă în interiorul coapsei piciorului drept. Flexează talpa dreaptă, inspirul îți ridică brațe, alungești talia și acum lași corpul să cadă peste piciorul drept.
palmele ori pe podea, ori îți prinzi glezna sau talpa. Oriunde ai fi, alungește spatele, alungește coloana. Și te invit din nou să-ți adâncești expirul. Și lasă această postură în care te apropie de corpul tău. Ești tot mai închis, tot mai prezent în tine. Lasă să te aducă tot mai mult cu atenția în interiorul tău. Transformă acest moment într-un moment intim cu tine. Să-ți oferi un check-in. Să-ți oferi un spațiu în care să lași corpul, să lași sinele să vorbească. Încearcă să ieși puțin din zona minții și concentrează-te pe senzațiile fizice și vezi ce este la suprafață. Încă o respirație adâncă. Și ușor ai să rulezi spatele până sus. Oprește-te puțin aici, lasă palmele pe coapse, închide ochii. Și lasă energia să curgă prin tine. Respiri. Simte corpul mișcat de respirație. Deschizi ochii, aduci genunchiul la piept, genunchiul stâng și schimbăm picioarele, întinzi pe stângul, îndoi pe dreptul, deschizi genunchiul drept în lateral. Flexează talpa stângă, inspiru, îți ridică brațe și lasă corpul să cadă peste piciorul stâng, alegi varianta care ți se potrivește pe partea stângă. Poate să fie diferită ca pe partea dreaptă, acceptă locul care ți este ție cel mai potrivit. Și respiri. Lasă respirația să te conducă lin, fluid, în postură, în locul în care vrei să intri. Sau să te susțină deja în locul în care ești. Oriunde ai fi, lasă respirația să fie ghidul tău care te poartă de mână și te ghidează către sinele tău. Cazi adânc în tine. Încă o respirație. Și cu grijă ai să revii sus. Rămâi cu palmele pe coapsa stângă. Stai cu spatele drept, închide ochii. Lasă puțin corpul să se așeze. Simți energia din zona capului cum se prelinge în întregul corp. Ușor deschizi ochii și aduci și genunchiul drept la piept și întinzi ambele picioare în fața ta. Flexează tălpile, intrăm în Paschimottanasana, inspiru, îți ridică brațe și lasă corpul să cadă peste picioare cu genunchiul ușor îndoit sau întins. Vezi unde îți este ție mai ușor să apropii abdomenul de coapse. Vrem să rămânem într-un loc în care să rămână spațiu de simțire, să rămână spațiu de respirație adâncă. Acolo unde respiri adânc, natural, fără să te forțezi, acolo rămâi. Dacă simți că respirația ta este sacadată, întreruptă, forțată,
înseamnă că trebuie să ieși din intensitatea posturii. Și din nou, profită de acest moment să fii tu cu tine, în adâncul tău, prezent. Doar prin faptul că ești aici alături de tine, cu tine, poate să semnifice enorm pentru stima ta de sine. Din când în când este necesar un check-in, să vedem unde suntem, cine suntem, pentru a crește în armonie cu sinele nostru. Încă două respirații aici, alungește talia puțin mai mult. Și de aici ai să rulezi spate vertebră cu vertebră pe podea. Capul e ultimul care se așează din mușchii abdomenului, rulează spate. Și ai să te întinzi ușor. Și ai să aduci genunchii la piept. Din nou masezi spatele, stânga, dreapta. Și o să intrăm într-un plow ca să ne întindem puțin spatele. Ai două variante. Prima variantă. Ori îți așezi palmele sub șolduri și întinzi picioarele înspre cer și rămâi aici. Dacă vrei să intri și în coloană, trimiți picioarele deasupra capului și atingi podeaua ori cu vârfurile picioarelor, ori cu genunchii fruntea. Alegi varianta pe care o vrei și respiră aici. Aici poți să intersectezi degetele brațelor, să tragi umerii departe de tine. Și dacă ai degetele intersectate, dai drumul la palme. Și rulezi spate vertebră cu vertebră pe podea. Fără să trântești șoldurile, rămâi cu picioarele în sus. Aici îți ofer un masaj. Propria ta atingere este cea mai vindecătoare, așa că oferă-ți un moment aici să-ți masezi picioarele. Și să aduci ușor genunchii la piept din nou. Ridici capul de pe podea și încerci să atingi cu fruntea genunchii. Lași capul jos. Îți prinzi coapsele din spate și din nou te balancezi până ajungi înșezut. Și hai să intri într-o poziție confortabilă cu picioarele încrucișate. Relaxezi palmele pe genunchi, închizi ochii. Relaxați, lasă maxilarul relaxat, gura ușor întredeschisă, buze relaxate. Trage puțin bărbia în piept, să asigur că ai o linie dreaptă din vârful capului până în coccis. Vezi unde e centru de greutate, să nu fie prea în față, prea în stânga, în dreapta, vezi să ai ambele șolduri bine înfipte în podea. De aici, lasă abdomenul mișcat de respirație. Și caz cu atenția în tine, în adâncul tău. Și oferă-ți întrebarea, cine sunt? Cine sunt?
ce anume am nevoie în acest moment. Lansează aceste două întrebări fără să cauți vreun răspuns anume. Pur și simplu te deschizi prin acest moment cu tine pe saltea să vină răspunsurile la tine. Sau poate nu vine niciun răspuns azi, nu-i nimic, rămâi prezent. Și dacă totuși nu te poți abține să cauți vreun răspuns, încearcă să nu-l cauți din zona minții și să-l cauți umerii tăi, cu inima ta, cu abdomenul tău, cu degetele tale. Încearcă să-ți cauți răspunsurile prin corpul tău. Să rămâi aici atât cât ai nevoie, dacă ești pregătit să-ți închei practica odată cu mine. Pe următorul inspir ai să ridici brațe, apropii palme și le aduci în fața inimii, în Anjali Mudra. Închine bărbia către înțelepciunea inimii și mulțumește-ți ție pentru acest moment cu tine, care te-ai ascultat, care ți-ai oferit un check-in, să vezi cine ești, să vezi ce anume ai nevoie. Inspiră adânc pe nas, expiră adânc pe gură. Și namaste. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai practicat cu mine astăzi. Sper că te simți mai așezat, mai echilibrat. Îți doresc o zi minunată și ne revedem în curând.